De zilele Dunării și a frumoasei localității Golubăți, în frumoasa cetate care păzește intrarea Dunării în clisura Dunării, primarii a 5 localități din România, alături de primarul din Golubăți, au semnat inițiativa pentru construirea unui pod peste Dunăre. În acest moment este în derulare construcția unui drum de mare viteză la Golubac. Acest drum va fi continuat cu un nou tronson de la Golubac la Negotin. Distanța dintre cele două maluri are Dunării în dreptul comunei Golubac din Republica Serbia și a comunei Coronini din România. Acesta are 370 de metri, iar inițiatorii acestui proiect consideră că este oportună realizarea unui pod rutier peste Dunăre, cât și deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei între Republica Sârbă și România. Construcția podului și deschiderea noului punct de trecere a frontierei ar crea condiții favorabile pentru dezvoltarea economiei, turismului și schimbărilor culturale între districtele administrative Branicevo și Bor din Republica Sârbă și districtul Cara Severin din România, cât și dezvoltarea administrațiilor locale regionale. Inițiatorii acestui proiect convins să colaboreze pentru atingerea obiectivului propus, privind construirea unui pod peste fluviul Dunărea care să facă legătura între cele două țări, Republica Serbia și România.